Bine ne reîntâlnim, iată și duminica la Fit Talks, de data asta cu Dan Perjoschi. Te simți sibian? Te simți... cum e? Că ai umblat în toată lumea. Aș vrea să te întreb dacă e vreun colț al lumii unde n-ai apucat să desenezi. Dar în mod cert, n-ai plecat niciodată din Sibiu. Nu, e adevărat. Adevărat că am tot ca ping-pong. Am mai revenit așa. Da, sunt sibian. Sunt și de Piața Cibinian, dacă vrei, că de acolo m-am născut. Și acum sunt lazaretian, că acolo stau. Dar sunt și cetățeanul Europei, cetățean liber, artist. E greu, e adevărat, asta cu apartenențele sunt complicate. Am reinventat acasă, după o vreme, știi? Am fost plecat multă vreme de aici și veneam cum vin toată lumea, Crăciun și Paștele, nu? Mi s-a părut, poate că mă înșel, dar am avut la un moment dat senzația că a fost o perioadă în care lumea nu mai punea preț pe apartenență. Cum ai zis tu, suntem cetățenii Europei, acum nu știu. Globali. După care, de fapt, apartenența a început să însemne foarte mult. Fiecare acum e foarte strict în a se delimita etnic, sexual, din ce zonă geografică provine, din tot... Știi, să intrăm acolo? Dintr-o dată da. Identitatea trebuie contează. Contează. Pentru mine rămâne valabilă. Na, cu ce să zic, sunt ca acum cu mai multe identități, știi? Am avut discuții zilele astea, știi, că în general lumea din Europa acum tot timpul are un clonț cu America, da? Dar America era singurul loc unde veneam din Europa, nu din aia din Est. Uh-huh. Din Europa, știi? Dar nu mai conta diferența. În Est veneam numai în Austria sau în Franța, știi? Deci, tot timpul mi s-au pus identități de astea. Eu am ca o mică poveste, cum am participat în expoziții la început de anii 90, se chemau expoziții din East Central Europe, din Europa Centrală și de Est. Și pe urmă am fost în expoziții de astea care erau Europa de Est, pe urmă Europa de Sud-Est, pe urmă Balcani. Și eu nu mă mutasem din București. Da, acum sunt, cum se cheamă asta? Cetățean global, nu? Am fost într-un mare show care era viziunea lui Global South. Acum Sudul e tare. Dar e real, să știi. Dar dacă te întreabă cineva dintr-o țară, se zice mai îndepărtată și nu atât de... România, zic, de obicei pe mine pe Sibiu apare București-Sibiu. Tu statuase la un moment dat, nu? Sau fuxem România. România, da. Da. Îl mai ai? Că nu scăpeam de regimul Iliescu, nu, l-am scos după 10 ani, tot într-un fel de contraperformanță, știi? Sunt foarte mândru de lucrarea. Acum cred că n-aș mai avea curajul să fac. Da, eram curios. Dane, uite, ai un zid în Sibiu, în alte orașe ai tramvaie. Ai două în tramvai. Da. În Sibiu nu sunt tramvaie? Așa. În fiecare an la Fiți ai o lucrare, ai și anul ăsta ceva. O încep la Fiți și am merge tot anul până la următorul Fiți, cam așa, tot așa, știi? Morf dintr-una într-alta. Îți amintești când a început colaborarea ta cu Fiți? Sunt 30 de ani, apropo, e ediția aniversară. Asta e ediția aniversară, dar eu am început să desenz acum 13 ani. Și știi cum? Deci în 2010. Și asta din cauza că în 2008 Constantin Chiriac, capo di tutti capi, a fost la festivalul ăsta, Constant Festival de Zar din Bruxelles, unde eu eram în segmentul de arte vizuale, aveam un proiect. Și pe a venit ăsta la mine și zice, cum adică faci peste tot și nu faci aici? Și a zis, 2008 încă nu stăteam. În 2010 ne-am mutat în Sibiu și atunci a fost mai ușor și m-a luat de o aripă și mi-a arătat o felul de spații. Și să știi că eu nu sunt pentru spațiu public. Mie spațiu public e greu, știi? În muzeu sunt protejat de... Am bunic cu Picasso, am bunic cu Matisse, ce vrei tu, știi? Mă protejează. Aici am spațiu, în aer liber, în ăsta, toată lumea zice, ce-s prostii astea, nu? Deci mie, și cu tramvaile, mi-e greu. Nu e ceva ușor. Să știu că mă adresez unui public care nu e, să zicem, pregătit. Nu se pune în starea să se vadă anumite lucruri, mai ales că în ultima vreme, uite-te, în România, graffiti înfrumusețează orașul, știi? Îl face mă rog! Da, nu, de zi! Și eu nu înfrumusețez, eu pun întrebări. Și am zis, hai că încercăm pe zidul ăsta, care era borâri, nasol, pe dinăuntru am început prima dată, unde e clubul, știi? Deci unde vin regizor, actor, deci un public selectat. Și am vrut să văd ce reacții au pentru desenele alea. Și pentru că lucrurile au mers bine, am zis, în 2011 mi-am făcut curaj și am ieșit pe partea elaltă și de atunci tot desenez.
Și am reușit următoarea performanță, ca să punem așa în discuția într-un cadru ideologic, să gentrific un zid. Că au făcut primăria, a făcut pe urmă iarbă în față, au curățat, știi? I-au pus lumini. Nu e o mișcare anti-gentrificare acum? Ba da, dar eu o spun ca ironie acum, pentru că și eu sunt critic de multe ori la dezvoltările astea imobiliare total, știi, brutale, știi? Culmea, eu fiind artist contemporan, trebuie să mă lupt cu istoria artei sau cu muzeele sau cu trecutul și am ajuns în stradă să-l salvez cu pancarte, cu, știi? Bine, dar nu cred că nu e primul element, să zicem, împotriva sau cu care ai ajuns să conlucrezi sau împotriva care la un moment dat ai fost, sigur. Trec ani, nu, sunt critic, dar trebuie să recunosc că sunt momente în care trebuie să ne solidarizăm că subiectul e foarte complicat și ne afectează pe toți. Știi că în București, acum, pentru că nu stau tot timpul, vin, plec, câteodată când trec pe stradă, mă șochează că un bloc de ăsta care a răsărit între două case. Foarte știi? Repede, da. Băi, dar nu-ți vine să crezi. Nu știi ce a fost înainte, dintr-o dată. Da. Așa și mi se pare extrem de agresiv. Chiar eu undeva, nu mai țin să spun, unde s-a ridicat și a intrat și peste, a înglobat casa de lângă. În Piața Romană. Da, la de la se. Da. Mă, nu mă vai de mine. Vezi că și asta e o chestie. Ăștia-s rafinați acolo, nu? Ăștia-s aia care învață oamenii cu banii, viitorul, economiei și fac... În fine, există o anumită perspectivă în Piața Romană, de pe partea altă unde stau taxiurile, ca să vezi ce spui tu acum, și acolo un mecanism la care trebuie să fie punctul de informare în orașul bun, niște chestii de metal, cu niște ecrane care nu au funcționat niciodată, cred că au costat milioane, acum sunt pline de graffiti. Și ăla e monumentul României tranziției, nu țeapa aia din... Ăla e monument, nu Bine. Caii de bronz. Ăla e monumentul România de acum. Știi că România e plină de construcții de astea de infoturistice abandonate, încuiate. Care e așa? Da. Care, București, care două turnuri care sunt goale de ani de zile. La Sfântul Iosif și la pe Calea Moșilor. Pe Calea Moșilor. Și chiar ești într-o situație tipic pentru România. Nu știi ce să faci, nu știi cum mai bine... Știi? Dai jos, știi? Cum te plec? Dacă tot le-au construit, sunt două opinii, dacă tot le-ai construit, lasă-le, folosește-le sau dă-le jos, dar le dai jos cu cheltuielile enorme. Dar nu știu, știi că legea e legea, că atunci al exemplu, știi, nu știu, nici eu nu știu ce să zic la asta. Și eu aș fi pe ce zici tu, mai ales când era pandemia, puteau să fac acolo, știi? Mm-hmm. Pe de altă parte, dar astea suntem noi. Avem așa un fel de, noi suntem foarte paradoxali, ca la 2-2 cu Elveția, știi? Joci prost 85 de minute și dai două goluri ultimele două. Și nu-ți place? Dar nu mai știi. Lauzi, critici, zice, dar am jucat cel mai prost meci din viața noastră. Da, am făcut un rezultat. Deci nu știi, asta e, suntem într-o situație foarte, foarte curentă de un fel de lose-lose și atunci toată lumea e fericită. Dar știi că avem impresia că lucrurile astea sunt românești sau se întâmplă în noi, dar de fapt se întâmplă peste tot. Așa este, da. Dar nu în gradele astea ale noastre, cred că în altă parte, nu vreau să spun că și aici e numai așa, dar în altă parte pare că mai vin și, știi, și atunci poți să cobori în vale dacă poți urca următorul deal. Aici pare că tot timpul, știi, nu e deal vale, e vale. Dar ne ziceai mai devreme că ai avut o așa o arme reținere să ieși cu un spațiu. Dar nu mi-a pus niciodată problema că ție nu-ți place în spațiu public. Mai ales când desenez acolo și trec unii și zic știi cum fac românii cei viteși, nu-ți spun în față, băi, ce prostii faci tu aici, o spune așa șoptic cât s-auzi, știi? Deci, sau când trece o familie cu un copil și ăla întreabă cu de o brăznicie extraordinară copilul, știi? Ce e cu prostul ăsta sau, știi? Deci chestiile astea, oricât aș fi eu după 30 de ani de exercițiu, încă mă afectează, știi? Sau când văd că cineva se uită și ca betonul, nu înțelege. Parcă îmi dă un pumn în burtă, știi? Și sigur că într-o contrapartidă sunt și cei care... Bineînțeles că sunt, dar știi cum suntem. Ne aducem mai multe chestiile nasoale. Nu, sunt oameni. Câteodată eu pictez peste ce am desenat ca să fac loc pentru... Adică dau cu alb și las un pic să se vadă ce a fost ca să pot redesena peste. Și trece câte ori, domne, nu șterge, domne, că-s mișto. Sigur, sunt astea și nu vreau să mă... Vreau să spun doar că... Ca și artist, mă simt mult mai safe într-un spațiu al meu de artă, unde e lumea mea. Știi? Și unde vine public pentru că vrea să vină. Nu în stradă, unde nu e vina lui ăla de așteaptă autobuzul 10,
că nu știu cine ce idee are în spatele lui acolo. Plus, am mai avut niște șocuri interesante, eu nu mi le-am pus niciodată. Deci sunt încă copii care nu știu să citească. Și știi că eu folosesc foarte mult text. Vin romi mici, așa, și care mă întreabă cât costă carioca, zic, hai, o să discutăm chestii și până eu întreb ce înțelege din desen și văd că știa numai anumite litere. R. Și mi-am tot propus, dar n-apuc acum, poate la toamnă, să fac un alfabet, să fac o zonă în care să învețe să citească acolo. Dar am un șoc, ăsta un șoc, al doilea, să știi că a venit o familie tot de rom și mă întreba ce, care e chestia și eu mai explic că pa, festivalul de teatru și ăla, tata zice, ce e teatru? Ta-na-na, bam, 30 de ani de festival de teatru, da? Ta-na-na. Și n-am avut, știi, noroc că copilul fusese, cred că, cu școala sau cel la ăsta teatru de păpuși. Și am legat de acolo că nu ești păpuși cu oameni, chestia. Deci, știi că eu am lucrat în Sibiu ca și cum tot publicul meu, toată lumea care trece acolo are o cultură, e educat, știi, poate nu toate poveștile politice, dar măcar 50% și nu e așa. Dar e ciudat că zici că vorbești de un spațiu al tău, pentru că în capul meu, trebuie să vezi, tu ești tot timpul artistul ăla care vine peste, vine corect. Între... Corect. Stă în dos, știi? Da, corect. Desenează de afară înăuntru, da, se urcă undeva unde nu e un spațiu propriu zis, da, coboară undeva unde n-a fost până atunci spațiu. Adică mi-e foarte greu, dacă cineva mi-ar cere, definește spațiul lui Perjovski. Unde? Da. Care? Zice. Peste tot. Asta a fost un training de ani de zile de a descoperi și în Sibiu să știi că e important, pentru că în Sibiu artele vizuale sunt mai năcăjite, ca să zic așa, nu le-a băgat nimeni în seamă, ca să zic, știi, tot s-au mulțumit că există Bruckenthal. Și atunci astea vii moderne nu au sprijin sau nu au spațiu unde să existe, sunt doar mici puncte pe aici, pe acolo, de asta și încercăm în cadrul festivalului. În fine, și atunci am zis, hai să găsesc niște teritorii neuzuale, zid. Lia lucrează cu biblioteca asta la ultimul etaj, acolo într-o sală de lectură. Are instalație ca și sală de lectură, cred că e ceva unic în România. Deci am încercat să eliberăm niște teritorii care nu sunt uzual pentru expoziții și așa, sau nu sunt ca și tramvaiele, știi, de care pomeneai. Deci tramvaiul nu e un... Adică ai văzut, știi, că e ilegal când îl tragă aia cu spray-ul și așa, dar nu e de obicei văzut ca o expoziție pe roți. Nu? Și atunci am... Ca și aici. Mie mi s-au arătat spații în care puteam desena indoor, să spunem. Și am preferat ăsta ca un fel de test. Auzi, știi ceva? Eu l-am început acum 2010 și nu mai știu cum să-l opresc. Parcă s-a angajat orașului Sibiu, trebuie să tot desenez eu. N-am fiind, sunt obosit. Dar poate că e vremea să ai și niște discipoli. Am încercat odată cu niște nu, că ucenici n-o să am. Nu sunt maestru, pe bune, nu. Da, nu. Dar am încercat odată cu tip cu care, pe care apreciez din zona graffiti și așa. Și ce au făcut mi-au plăcut. Am zis că îi deleg pe ăștia, zis capul, na, mă duc și eu. Asta e altceva. Pentru că eu sunt avocatul colectiv sau lucrului în echipă și mai ales când n-ai resurse să pui cap la cap, să te ajuți network, știi? Dar de fapt sunt un actor extrem de singur și fac toate numai eu. Deci eu cu scara, cu marcă, nu-mi trebuie nimeni, știi? Îmi zugrăvesc singur, desenez singur, șterg singur, știi? Deci cumva sunt împotriva la ce predic. Dar apropo de zugrăvit și de asta, dacă ce să zicem... Să trecem la lucrurile adevărate. Un cuplu, să zicem tânăr, au prima casă și ei admiră arta ta și te caută să le faci casa. Știi că am avut... Deci am tot felul de oferte. Și ca să cumva delimitez conceptual, am zis că eu lucrez numai pentru spațiu, pentru instituții publice, sau spațiu public, nu pentru la privat. Deci am avut o singură dată un zid desenat în casa unui editor, Timotei Nădășan la Cluj, care conduce editura Ideea, și de fapt nu... Unde tu ai colaborat. Unde am colaborat, am tot lucrat, nu știu ce, și am avut, că la începuturile, nu știu, că nici Ideea, nu, nimeni nu se naște din spuma mării, multă muncă acolo, nu știu, pe vremea când era, cred că, Balcon încă revistă, așa.
Și de fapt, pe urmă, nu mi-a plăcut. Nu m-am simțit confortabil. Și de atunci eu nu fac acasă la oameni. Deci orice colecționar care vine și mă invită și am refuzat. Dar cum poate cineva deține o lucrare pe Perzhovsky? Păi pildă? Acum, uite, îți dau un exemplu care se poate chiar în clipa de față, dacă cineva vrea să cumpere un desen de-al meu și îl cumpără și îl face singur pe perete. E un desen care se... Eu tot muncesc. Da, ai dreptul să ți-l faci al meu pe peretele tău. Și ăsta îl fac și nu iau banii. Toată lumea care îl ia trebuie să doneze pentru ucrainieni. Am făcut o ediție în toate țările unde merg și mai fac acest desen care poate fi cumpărat și luat acasă, refăcut de către eu. Dacă cum donează, e un șablon sau cum e? Nu, îl desenezi după imagine sau îl faci proiecție, că îți trimit un digital file, știi? Dar poți, eu timp le zic, faceți-l voi din mână să fie desenul vostru, știi? Dar așa o foaie desenată de tine. Mai sunt lucruri de genul ăsta, oricât am vrut eu să fiu de neprins de marke, de așa, am desene pe hârtie, serii întregi. Acum cu Rusia și cu pandemia am făcut sute de desene, care e o instalație de perete de desene, de circa. Odată știi că am făcut un proiect la Novi Sad și n-am putut să desenez pe zidul ăia, că ziceam, ce muzeul nostru, nu știu. Și am zis, atunci faceți jos niște table de la de școală și desenez pe table. Și aia n-au găsit table și mi-au făcut niște... ca și table, dar era cred că avea o tonă fiecare și am desenat cu cretă pe ele, așa. Și alea au rămas. Trucul la ele e că nu am fixat creta, deci de câte ori se mută și se expun, se mai zgârie, se mai șterge un pic și așa. Asta e una din întrebările mari pe care le pregătisem și anume, cum te împaci cu efemeritatea artei tale? Pentru că aproape tot ce faci se șterge, spală, spectacolul dispare, se șterge. Spectacolul se șterge. Bănuiesc că tu mai preiei, adică sunt anumite desene sau texte sau ceva pe care tu le refaci altundeva, pentru că și contextul îi dă o altă semnificație. Deci eu fac ceea ce ăștia, Ministerul Culturii nu face, rollover, știi? Adică, știi că ăștia numai pe anul ăsta poate să plătească. De toată lumea face în ianuar, nu în decembrie, tot ca să cheltuiască bani. Da. Deci eu, da, iau desene și le tot rulez, le tot reciclez de foarte multă vreme. Uite ce se întâmplă. La mine, marele spectacol, că poți să-ți umplu jumătate de Sibiu, se duce și rămâne carnețelul din care vine. Și ăsta e un obiect. Și toate muzeele în care a fost și-au cumpărat carnețelul, semința. Uh-huh. Deci eu mi-am lăsat icrele. Care e unicat. În cele mai mari muzee din lumea. Ei pot să-l reproducă și să-l cumpere. Deci eu le-am făcut un fel de ghid ce pot să facă cu astea, în sensul că pot să scaneze, să proiecteze mari desenele, pot să fac un dummy de asta să-l facă și să-l iei tu în mână ca ăsta să te uiți în el, pot să reprinteze din el și să monteze pe perete. Deci au un set de 10 posibilități cum poate să utilizeze carnețelul meu original ca să-l poată arăta publicului, da? Să știi că asta e o mare problemă în artă. Una e la tine în atelier și una e în proiect și pe urmă cum o arăți lumii și o protejezi forever. Știi că sunt artiști care fac, nu știu, chestii cu covoare și pe urmă e în muzeu cu bară de aia. Să nu calci covorul, da. Arată. Deci astea sunt, cumva înțelegi dorința asta de a păstra obiectul artistic, dar îi taie din... asta. Și de-aia la mine spectacolul ăla se duce, că eu dacă crăp, nimeni nu-l va putea face cum îl fac eu și rămâne ca o posibilitate. Câte carnețele din astea ai? Sute. Le-ai pe toate? Nu, în afară de cele date la... Am dat la instituții în ultima vreme, cam tot ce vezi tu în curriculum meu ca muzeu, în general toți își iau ăla. Dar de pildă ce ai făcut pentru revista 22, să zicem, sau... Era și altfel de carnete, erau cum sunt caiete așa mari sau hârtii, știi cum eram, acum le-am adunat pe toate. Eu mi-amintesc că o vreme am lucrat împreună. Și sunt în cutii și... Trebuiau scanate. Da, poate le leg acum, să zicem, știi, le rebound în niște caiete pe hârtie A4. Se vede, tot ce-i ăstea e pe A4, tot ce-i artă e pe... notebook de asta, că asta e ca să mi intre în buzunar. Vezi că acum am de obicei un pic la gât și cum îmi vine o idee pot să o scriu. Mă rog, tu de obicei ai o vestă, tu și Andrieș. Da, sunt de cei, acolo, dacă sunt de cei doi artiști în vestă din cultura română, recognoscibil pe stradă. Vesta e portofelul și meu. Și începe să semănați, dacă ai mai pune ceva pe tine. Nu ca asta, adică. Apropo de obiectul ăsta, cum îl protejezi, mă leg de cuvântul folosit de tine.
În ultimii ani tot vedem acțiunile astea ale activiștilor care au niște atentate simbolice la adresa unor picturi care ele oricum sunt protejate și unde, cel puțin în trecutul recent, a împărțit lumea în două. Unii au văzut-o ca pe o formă de vandalism, o prostie, o Oroare, oroare, nu știu ce, alții, talibanii, da. așa, alții, măi, uite, totuși că mesajul lor s-a răspândit. Treaba asta s-a răspândit, tipul ăsta de activism, într-un mod în care nu mi se mai pare, poate mă înșel, că mai impresionează pe cineva, adică cumva devine plictisitor sau enervant, chiar și pentru cei care prima dată l-au acceptat. Cum vezi tu fenomenul ăsta? E complex, știi că nimic din societatea asta omenească de azi nu e foarte simplist, așa, știi, că cine își explică lumea prin teoria conspirației vrea să o scape repede de explicația asta, știi. Deci sunt motive, pot să zic că simpatizez cu foarte multe din motivele pentru care niște oameni țipă, băi, deci dacă se duce planeta, se duce și capodopera. Deci cam asta e mesajul. Domnule, dacă nu opriți nebunia și extragem poluare, se va duce Și și se duce și Manet pisica și și Rembrandtul. Kennedy Da. și tot ce vreți, și Rembrandt, da. Da. Deci cam asta e demersul. Și ai văzut că e simbolic pentru că el a fost preluat de presă cum se preia. De fapt nu atacă nicio capodoperă, că de fapt se vopsește geamul care protejează. De altfel să știi că foarte multe din muzeele astea nu mai au originalele. Cred că acolo e o copie mișto. Dar pune o întrebare, merge mai departe. Dacă se știe de la început că nu dăunează. Știi? De ce o mai Deci, fac? Pentru că pentru spectacol. atentatul, știi, trebuie să Știu, dăuneze. pentru spectacol. Știi că erau feme, nu? Femeile activiste care protestau la bustul gol, tocmai pentru că media, în lumea în care totul e sex peste tot, încă e atrasă de nuditate. La fel și asta. Deci, încă lumea are un șoc când vede chestia asta. Deși, teoretic, n-ar mai trebui să aibă și, cum spui tu, repetiția calmează news-ul și știrea. Dar a fost un șoc. Și, din păcate, analiza a rămas la șoc, nu la subiectul șocului, știi? Nu la subiectul. Stop oil, nu, de fapt, niciun oil nu s-a stopat, da? De altfel, mă tot gândeam că poate unul din să zicem, fapt, lucrurile bune care ies din tragedia asta cu Ucraina și Rusia este că tot Europa sau partea asta e obligată să meargă spre verde, știi, să găsească surse alternative, că altfel. Bun, și ce s-a întâmplat? Că a crescut extracția de Vezi, cărbune. deci altfel, da, deci cumva trebuie găsite o soluție la astea, pentru că ceasul la ticăie. Și sunt niște momente în care nu se mai poate da înapoi și atunci o să asistăm foarte frumos la cine are bani să-și facă bunker, își face și restul, Sau submarin. descurcați-vă. Sau nu, vezi că nu e așa cu sim. Ne pare rău, dar tragedia e iarăși tipică pentru planeta. Ca și alea cu ieșit în spațiu Da, 250 de hai mii. să te întreb, fac o mică Da. paranteză. M-am gândit, eu dacă aș fi avut banii, eu m-aș fi dus și cu submarinul și aș fi decolat și într-o rachetă. Da, să spun și da. Aș fi făcut-o. Da. Pentru că curiozitatea mea e atât de mare încât posibilitatea de a face lucrurile acestea m-ar fi dus acolo, Marius, cu toate riscurile de Marius, viață. tu ești scriitor și știi. Deci, erai sigur că ești în submarinul ăla? Că e la fel de imersiv dacă vezi un video cu ce vede o dronă. Deci, de ce trebuie să fii fizic în locul ăla? Deci, Pentru experiență. cumperi originalul? Ce înseamnă Dar tu n-ai vrea să experiență? te plimbi un pic cu un Deci, submarin? Adică nu. numai chestia asta Am să pentru spun mine ce m-ar am fi crezut amăgat. eu. Eu, ani de zile, am zis, dacă coboară prețul la 5.000 de euro, mă duc și eu în cosmos. Acum nu mă mai duc, pentru că costul ăla, găurile trase în atmosferă ca să meargă băiatul care are 250 de mii, costă prea mult restul planetei pentru distracția mea. Da? Deci acum mă gândesc la asta și sincer îți spun, nu sunt un cabotin, nu sunt tâmpit. Eu încerc să fac ce depinde de mine ca individ. Să știi că de când a început discuția de vreo niște ani buni, eu desenez nu numai pe față, ci și pe dosul hârtiei, ca să tai la jumătate, așa. Eu iubesc presa scrisă, știi. Știu. Dar în același timp îmi dau seama că asta înseamnă tăiat pădure, făcut hârtie de ziar Dacă și și mine știi că online. presa scrisă din tot consumul, din raport cu tăiatul Știu, pădurilor, de fapt nu contează știu. deloc. Stai un pic, dar îți spun meta Simbolic. simbolic. Deci încerc și eu, nu mai merg cu avionul pentru un lecture. Eu fac zoom lecture-ul, Dar tu ca și da? mine n-am plătit tributul ăsta neavând 10 de ani mașină, de exemplu.
Nu știu, eu nu pot să socot. Eu sunt în această situație, eu iau de bună tot ce se spune și eu încerc să fac ca individ ce pot. Revenind un pic la activismele alea, eu sunt pentru activismul ăsta. Indiferent că asta îi deranjează pe unii sau pe alții sau capodoperele. Deci eu n-am nicio problemă să vină să arunce pe zidul meu. E ok. Cred că e legitim să facă cineva un protest de genul ăsta, indiferent câte bubele este pe față la băieții care conduc capodopele și așa. În același timp, eu nu sunt pentru acte de astea violente, eu personal. Așa cum și la demonstrații, eu nu sunt pentru cafteala cu poliția, știi? Cred că în secolul ăsta am putea găsi lucruri mai inteligente, dar poate că alea nu funcționează, știi? Na. Dar tu ce fel de formă de activism faci? Că într-un fel și tu faci. Păi da, fac în sensul că nu sunt direct la cafteală cu poliția, dar îi fac desenul ăla cu pancarta, știi? Adică sunt prezent prin desene. Și spun și de ce. Unu, că nu sunt tipul de om să... așa. Doi, adios, niște oameni au murit în țara asta, îi pasă cuiva? Niște oameni au luat niște gaze în freză, îi pasă cuiva? Păi eu nu vreau să mor și nici să îmi iau gaze în freză ca să nu-i pase cuiva. Asta e realitatea. Cred că trebuie să mă protejez și ca să pot continua să comentez lumea asta. De fapt, nu sunt un activist pur și simplu, sunt mai mult o dronă, așa, mă uit la de distanță și produc niște imagini. Să știi că am mai discutat noi cu dreapta, stânga, centru. Că eu îi cred pe toți. Bune, tu ești carabinul. Da, cumva. Și încerc să găsesc niște punți aici. Că doar nu sunt... Am prieteni, iar toți zic că eu fac spagatul între prieteni de dreapta și de asta de stânga. Păi să știi că am o întrebare de la un prieten de stânga care afla că mă văd cu tine azi și am o întrebare de la el. Da, și încerc să... Că îi știu și pe ăștia și pe ăștia. Nimeni nu vrea rău, nimănui, știi? Toți oamenii ăștia pe care eu îi respect vor binele. Știi că au fost, când am fost cu Roșia Montană, au fost lucruri dure și grea. Și încercam să găsesc un middle ground aici, câteodată nu există. Dar câteodată, dacă schimbăm un pic perspectiva, poate, știi, poate vedem avem alte imagini. Și cred că asta e rolul meu, de asta fac și ziarul ăsta orizontal aici, care, în fine, mă consumă foarte mult. Bine, middle ground-ul ăsta și moderația și centrismul nu mai au prestigiu și... Nu mai, din păcate. Trăim într-o lume în care trebuie să iei neapărat să te plasezi undeva. Mai ales am fost într-un mijloc unei expoziții a lui Global South la Documenta în casă, care expoziția e enormă, odată la 5 ani, 42 de milioane de euro buget. Și care era viziunea sudului planetei despre planetă. Și e o viziune diferită. Deci ei nu au traumele noastre, au alte traume. Pe unele din ale astea nu le înțeleg, cum nici noi nu le înțelegem pe ale lor. Și mi-a folosit chestia asta. Și am fost în mijlocul povestea aia și am fost tot timpul în agreement și disagreement cu, știi, prietenii din Vietnam, din comunism, sau aia din Thailanda. Zic la voi, dacă dezenez, mă arestează aia, nu știi? Dar am și înțeles cumva, dar nu înțeles, că nu voi face, dar înțeleg punctul lor de vedere și asta încerc de multă vreme, să înțeleg un punct de vedere care nu au luat extremiști, ăia nu înțeleg punctul lor de vedere, dar unor oameni care au o viziune diferită de a mea, dar nu sunt extremiști. Apropo de moderație, am asistat la o conferință a domnului Crăiuțu despre America. Da, are o carte splendidă. Exact. Elogiul moderației. Da, și eu sunt pentru asta, atât cât se poate. Atât cât se poate. Întrebarea de la prietenul meu de stânga este de ce nu critici mai mult capitalismul? Păi da, tot timpul, uite-te pe zidul meu. Păi apare nu e suficient. Îmi pare rău. Deci prietenul de stânga nu s-a uitat bine. Pentru că eu de 30 de ani capitalismul critic. Eu nu mi-am făcut cariera internațională pe traumele mele comuniste, cum mulți artiști români aflați la o anumită vârstă, li se cer doar lucrările din anii 70, dacă sunteți cu atenți. Deci eu m-am făcut cariera pe lucrarea contemporană despre locul unde desenam, fie la America, Berlin, New York. Eu îl criticam New York-ul și America și președintele american și politica americană în America. Deci așa m-am făcut o carieră, dar niciodată n-am uitat trauma din care eu vin și care prietenul de stânga a trebuit să o știe și să o respecte. Bine, tu acum ai jumătate de viață trăită perfect în comunism cam și așa, jumătate cam perfect așa. În capitalism. Pentru un artist să știi că eu spun asta și șochez pe prietenii mei de stânga, zic că în capitalism e mai bine. Dar îți spun că din punct de vedere unui artist care poate să circule și înainte nu putea să meargă,
și nu avea acces la o istorie a artei contemporane. Pur și simplu, eram închis în țara asta. Acum circul, dar eu nu pot să-i spun asta șoferului de taxi care odată era șef la Gosta și acum trebuie să, că e mai bine acum. Eu îți spun din punctul meu de vedere ca și creator. Pot să înțeleg toate traumele acestor oameni, pot să înțeleg toate visele lor, pot să înțeleg și argumentele și sunt de acord cu ele. Că nu un bloc comunist de 50 nu l-arunci cu totul la coș. Nu? Te uiți și în punctele în care el, să zicem, a funcționat. Și prietenii noștri din fostă Iugoslavă îți arată puncte în care el a funcționat. A funcționat mai mult la ei mai decât mult la noi. Pe, da, a fost o societate mai socială, cel puțin pe perioade, pe, cum se cheamă, decade. Da, dar au și plătit pe măsură, după. Da, nu știu, în artă, să știi că noi avem, mai avem de recuperat mult. Se vede avansul luat, să știi. Se vede anii 70 și în Polonia, se văd foarte bine. Atunci când acele societăți au reușit să-și, cum să zic, respecte propriul prezent. Nu, mă refer la ce au pățit după 90, cu războiul civil și cu fărâmitarea, care a fost o traumă disproporționat de mare. Da, pentru faptul că Serbia nu e în Europa, mi se pare, te uiți pe harta asta, vezi o gaură, ce, știi? O gaură neagră. Păi da, nu poți să vorbești de accesul Ucrainei, adică sunt foarte complicate chestiile astea. Apropo, să știi că eu, mie îmi place Uniunea Europeană. E bine că ai zis. Mi se pare un colectiv, pe ideea asta mai socialistă așa, foarte interesant de țări, că vezi că nu ne înțelegem trei oameni, dar aminte 27 de state. Mi se pare avangardistă construcția asta politică, cu tot cu reprezentanții trimiși de popoare acolo și cred că avem un noroc chiar că suntem în Europa. Absolut, sunt de acord cu tine. Perjo, uite, vorbeam de țări unde poți desena, unde nu poți desena, ai fost peste tot, în China, în Emirate, Moscova, dar și la New York sau Stockholm sau oriunde altundeva. Îți place să fii invitat în locuri din astea problematice? Așa și așa, adică am avut probleme acolo. În Emirate, de exemplu, am mers prima dată ca să văd cum e și nu m-am mai dus de atunci. Am mai avut invitat și mă duc până nu, mi s-a părut ceva halucinant acolo. În China a fost altfel, că am fost pe o filieră de artiști. Invitat care, de un artist, de fapt. De un artist, care erau francofili, vorbeau franceză. Și eu știu franceză, am avut noroc. Și atunci am mers prin lumea lor și e suportabilă, știi? China e ca o matroșcă, de fapt, nu e cum credem noi. Am avut un șoc că nu era propaganda comunistă, știi? Deci aia sunt cei mai capitaliști din lumea asta, aia sunt acum China. Dar și acolo, știi că, până aici și după aia înapoi. Dar să zic că am avut, și asta e problema lumii, așa cum zicem noi, civilizate occidentale, că am avut situații, îți spun sincer, acum câțiva ani am mers iar în America, era Trump la putere, și eu de obicei am cu mine câte o chestie de asta, și mă întreabă la granice, zic, artist, ce fel de artist, iar arăt desene, nu știu. Și văd caricaturi. Și în secunda care mă gândeam că ăla mă întreabă, mă gândeam, mamă, dacă am vreun desen cu Trump în asta, știi? Și zice la... Înțelegi? Deci pentru prima oară, mergând în lumea liberă, am dat de un colț al ei. Și lucrurile astea, să știi, se pot întâmpla în Olanda pe un anumit subiect. Știi? Un anumit subiect legat de propriile lor discuții, identitare, nu știu ce, șvarțepit, că nu știu ce de Crăciun apare la negru care duce lui, știi? Care a născut niște tensiuni, nu știu. Ia, deci nu poți să lovești în lume. Nu ți se pare că acum sunt tot mai multe subiecte tabu? Nu știu dacă tabu, cred că am senzația că sunt prost angajată, știi? Și sunt, cum zici tu, sunt angajată direct în divizia și nu mai ai cum să o brigi. Dar mi-am dat seama că până și în lumea asta liberă sunt momente în care, și să știi că de multe sunt de acord cu controlul limbic, că nu dai zici ca prostul niște chestii fără să te gândești ce consecințe pot avea pentru X sau Y. De exemplu, în Castle, acum unde a fost vara trecută, Global South, ăsta a avut niște statement-uri care au iritat o parte din presa germană și care a acuzat pe nedrept toată expoziția de niște chestii. Știi? Și eu spuneam organizatorilor, noi ne cărăm, dar acum când uiți în Castle pe stradă e multicultural, toate bazmalele din lume și așa. Noi ne cărăm, aia rămân. Deci dacă tu ca artist umfli muștii, ești liber, dai capete în gură, tu te cari și ura se revarsă pe ăla care a rămas. Deci trebuie să ai grijă.
Eu asta nu spun să te cenzurezi. Eu zic să ai totuși conștiința puterii. Dar poți anticipa toate nu consecințele total, pe care arta ta le poate total, avea? Că asta nu, aici e. Nu că total. Ajungi să te autocenzurezi și să nu mai crezi... Nu total, dar cred că eu nimeni zic autocenzură, eu zic responsabilitate. Știi? Eu, adică, total nu poți, bineînțeles. Îți dai seama că și pe zidul ăsta unii se simt jigniți de ce scriu acolo. De altfel să știi că... Exact. Dar n-ar trebui ca arta să jignească pe cineva, cel puțin pe cineva? Arta mea nu. Arta mea nu ar trebui să-l facă pe ăla pe care îl critic să înțeleagă ceva. Păi dacă trece un corupt pe acolo și vede un desen de al tău, nu se simte jignit? Eu am scris corupt în cur, așa scrie. Să se simtă dacă... Se simt unii. Am zis că odată a venit la mine unul, zice... Eu sunt colonel în rezervă, nu știu care, cine v-a dat dreptul, zic, sunteți în rezervă? Da, nu, discutăm de asta. Dar în fine. Nu, să revenim. Să știi că de multe ori înțeleg și asta cu jignitul. Păi cine sunt eu să împar dreptatea, cine e bun, cine e rău, știi? Și atunci nu neapărat că iau punctul de vedere ăla și o reflect, dar încerc și pe zidul ăsta din Sibiu Vreziar să am mai multe puncte de vedere decât unul singur central. Mai ales eram mult mai convins în urmă cu 20 de ani care e adevărul. Să știi, așa, vreau să spun, știi cum ziceam pe la început, să închidă combinatul siderurgic de dracu, că era $1,000,000 pe zi pierdeam, ceva de genul ăsta. Acum sunt mai precaut, pentru că e viața unor oameni de care până nu le-a păsat nimănui, știi? Au închis minele, i-au înfundat niște bani în gură la ea, au băut pe toți, s-au cărat toți. Băi, deci dacă tu nu crezi niște alternative, cum poți să uiți de niște orașe care nu mai au nimic? Cum, știi? N-ai făcut o autostradă din est în vest? Sau vest în est? Păi, cum, știi? Adică, nu mai sunt așa de categoric. Am început dar să am nuanțe. Ai chestiuni în care ești categoric. Deci sunt uite, ai zis mai devreme de Ucraina. Aici n-am nuanțe. Îți imaginezi că peste 30 de ani o să zici, știi războiul Ucraina? Atunci eram mult mai categoric. Mai poate, pentru că știi, ai văzut, să ne revenim, nu sunt niște îngeri acolo. Au și oligarhii lor, băieții au niște, unii au niște semne care duc la alte povești complicate din partea aia și așa mai departe. Deci eu știți că am și desene de mijloc, chiar pe subiectul ăsta, am două tancuri care se bat și aia sunt părinții și în jos sunt călcați copiii. Părinții se bat și copiii suferă. Și în general astea sunt războaie de bărbați, nu? Și ți-arată eroii, nu sunt mai bărbați cu arme pe ei. Eroii sunt și femeile care au fugit cu copiii, au salvat unde pot prin lumea asta. Deci încerc să găsesc umanitate până și acolo, deși sunt total pentru ucraineni împotriva lui Putin și armatei și a nenorocirii astea, pe care nu o credeam posibilă. Cum nu credeam că mai intră în dezbatere democrația, dar vezi că regimul Orban din Ungaria e posibil în Europa. Cum? Știi? Văzusem un interviu de-al tău în care spuneai că în continuare ți se sete de libertate și pare un alt paradox. Da, nu știu, nici cu asta nu mai sunt așa 100% convins, dar încerc să-mi aduc aminte că pe străzile astea din Sibiu, în fața unde am eu desenul, unii oameni au fost împușcați, frate, da? Acum, unde trece samba fericire, unii oameni au luat gaze în freză, trase gloanțe aici, în Piața Mare, nu? Primul mort. Sau nu știu. Deci eu încerc să nu uit, dar nu așa, știi? Încerc să zic totuși de pentru miracolul ăsta, că e vorba de wonder, ca eu să pot desena ce-mi trece mie prin cap asta, niște oameni au murit, alții s-au bătut, alții s-au nu știu ce, că nimeni nu ți-a dat libertatea asta așa, nu? Am tras așa cu dinții și cu ghearele, știi? Da, deci nu vreau să par naiv sau nu știu cât de utopic, dar cred că trebuie să ne aducem aminte. Știi, omul ăla care și-a dat foc pe pârtie la Brașov și acum, după 33 de ani, își dă o femeie foc. O copilul ei a murit și nu s-a făcut dreptate. Adică îi vezi oamenii ăștia veseli de la guvern, dar n-ar trebui să fie așa veseli. Știi că situația e complicată. Eu, de exemplu, eu mă bucur că mai au pauză în Sibiu, toată lumea celebrează, e frumos, e extraordinar, comunitate, dar lucrurile în adânc nu sunt complexe. Și
sunt niște decizii de luat. În ce direcție merge orașul ăsta, în ce direcție merge țara asta. De ce trenurile fac 6 ore până la București? De ce, știi? Sunt uite așa, uite așa, se suprapun una cu altele. Și dacă ești un om responsabil, te gândești la ele. Da, păi, apropo de drumuri și trenuri, Prigojin n-ar fi ajuns la Moscova dacă trebuia să traverseze Valea Oltului. Am stat 3 ore pe Valea Oltului, băi, nemișcat. Nu ți se pare că e un joc de clowni acolo, ceva? Ba care... da, e neserios. Da, nu știu, ai senzația asta că, de fapt, ca securitatea română, când totul se prăvălește, de fapt îți dai seama că ăștia nu sunt așa de puteri și nu țineau lucrurile în mână, știi? Așa, de fapt, ăia nu vrea să iau decizia, ăla nu vrea să se bage, să mă ia peste cap. Nu-i... Uite, să vă dau un exemplu, care e exemplul meu favorit și uman. La Memorialul Revoluției din Timișoara există un steag de la, știi, că simbolul Revoluției era gaura, se stema, stema decupată. Da. Gaura e lângă stema. E și stema pe steag și gaura. Deci un om care a zis, bă, nu se știe în viața decupăm, asta, dar nu tot. Și dacă știi familia, acasă, uite așa mi se face pielea când mă gândesc. Pentru că da, domne, așa e. Băieții noștri eroi sunt pe cai de bronz, nu știu ce, dar ăia măcelăriți de erou de pe calul de bronz, ăia unde sunt? Știi? Deci cumva așa ceva uman și pe mine asta mă interesează. Găsisem undeva o sintagmă foarte frumoasă care descria arta pe care o faci tu, imagine gândită sau ceva asemănător. Da, da. Gedankenbild. A, de germană. Ce frumos. Nemții a zis, da. Că vorbeam mai devreme de responsabilitate. Sunt lucruri de care, asupra cărora gândirea ta critică prin desen, nu mai aplici? Mai ai dintr-o dată sau dintotdeauna niște lucruri sfinte și de care nu te mai ocupi? Sunt lucruri complicate pe care nu știu să le abordez. Sau nu că mi-e frică, nu-mi dau seama, cum spui, de ce impact are. Cumva nici măcar 30% nu-mi dau seama ce... Știi? Dar asta s-a schimbat pe parcurs, n-a fost dintotdeauna, nu? E mișcare. E mișcare. Da, e o zonă asta de, știu că asta e foarte complicată, de identități sexuale sau chiar de credință. E o zonă care ține de antisemitism și de semitism. Știi că e o problemă, cum să faci diferența când critici statul Israel, de, știi, care e granița, până unde, e foarte complicat. Și la fel, când zici fascist, un cuvânt care este abuzat azi, peste tot. Dar și când zici comunist, știi? Adică cumva eu nu pot să clarific lucrurile astea. Pot să vin cu experiența mea și cu ce. Și atunci de unele nu le tratez fie cu mânuș, fie le mai las ca să mai am informații despre chestiile astea. Unele, să știi că am făcut desene și până nu le-am mai făcut, că dacă te uiți în notebook-urile mele mai vechi, probabil că unele pot fi misogine sau, știi? Ai avut un desen la care cineva să vină și să discute cu tine pe margine și să-ți dai seama că era greșit? Am avut, să zicem, o întrebare de felul, de ce desenezi mai bărbați? Bărbați la mine așa pare asexuale, așa, ce să-i fac fără... Și zic, cum ar trebui să-i fac, cu puță sau fără? Deci cum diferim? Doar cei cu cravată, să zic. Da, cravata sunt politicieni, să știi. Așa, nu. Dar întrebarea e că era cumva reală. Pe urmă, în Africa de Sud, spuneam, de ce sunt toți albi? Că era desen cu negru pe perete alb. Și zic, bun, acum am făcut unii negri, dar care sunt negri, care sunt albi? Și până a venit una foarte haioasă, care zice, da, brown people, ăștia sunt indigeni. Cum să fac în alb negru brown? Și am luat-o pe poantă și vezi că de-aia folosesc umor și ironie, ca să am o scăpare și să mă pot cumva replia. Adevărul că nu vreau să greșesc și am mai și greșit, dar nu vreau și nu vreau nici să creez tensiune și am mai creat. Nu vreau să supăr pe cineva, am supărat. Dar nu ți se pare că în artă, în toate artele, greșeala e utilă? Sau este. Că un artist are nevoie să greșească? Este. Adică nu poți pleca de la premiza că cineva care explorează, creează, bâșbâie, tatonează, îi este interzisă greșeala. Nu, absolut corect, dar să știi că la început eu n-am înțeles ce spui tu, că eu am asistat la un lecție, la un sedes despre you must fail. M-am ofticat pe la cum le zici tu la studenții din ăștia tine, din Estonia, vede capul lor să greșească, știi? N-am înțeles.
Deci da, ai dreptate. Ai dreptate. Și eu bâși și câteodată mă întind și îmi dau seama că prea mult și mă repliez, să zicem. Câteodată îmi dau seama că pe un anumit subiect am fost doar de o parte. Și poate ar trebui să introduc un bemol, să zicem, sau o nuanță, știi? Și unele le-am tratat superficial și asta e adevărat, că n-am mai avut capacitatea în minte să citesc tot ce trebuia citit pentru subiectul. Până tu faci, ai desenat și foarte mult. Cum poți să nu fii și superficial uneori? Da. Sau cum poți să fii bun tot timpul când ai o cantitate de lucrări ca ta, cum e a ta, foarte mare în diverse locuri și contexte? Adică, da, e o întrebare. Cum te menții la un anumit nivel de care tu însă să fii mulțumit? Pentru că eu rulesc și cumva ele se selectează. Știi? Și atunci dintr-o masă de desene pentru un proiect, 3 sau 4 merg pe următorul zid. Știi? Și tot așa. Și atunci se selectează alea care cumva rezistă pe subiectul X sau Y. Eu am ca un fel de repertoar mental și le reutilizez. Și unele să știi că sunt din 1992 sau 1995 că le fac ca textele lui Pleșu, care funcționează și pe... Numai nu știi când le-a scris, nu? Da. Dar recunosc că eu personal am migrat, eram mult mai la dreapta, să spunem, și am migrat pe centru stânga, mă tot repliez. Deci eu ca poziționare, știi, pentru că am fost expus unei lumi de asta de stânga din arte, pe care la început am refuzat-o și pe am început să o înțeleg. Și trebuie să spun că balansez și eu, nici eu nu știu. Dacă tu mă întrebi acum, nu știu să zic. Pentru că ăștia m-au confuzionat cu social-democrația lor, nu înțeleg nimic, știi? Și cu liberalii. Adică, m-am zăpăcit cu totul ideologic și încerc să găsesc un centru, să zicem. De-a elogiul moderației foarte frumos. Știu că există o critică la asta, ca și că zice, dacă ești în centru, e ca și cum nu alegi. Nu ești cu nimeni. Da. Nu e chiar așa. Eu cred că e nevoie de moderație, mai ales în fundamentalismele astea de toate felurile, care vezi cum colcăie, știi? Apropo, e ceva care nu se leagă aici, nu adapt, cum se zice. Într-o lume în care are posibilitatea unei educații până la nu știu ce nivel, care are informația în ăla totală, parcă se tâmpește planeta, știi? Sunt niște teorii ale conspirației, sunt ridicole, frate, adică măcar interesante să fie, nu știu cum, simt o stupiditate extremă. Și nu pot să înțeleg de unde vine chestia asta când ai accesul la informație, când ai, nu... În fin. Dintr-o nemulțumire profundă față de ce se întâmplă și tu trebuie să găsești o explicație în fața căreia să fii complet neajutorat. Da, am înțeles și asta și am înțeles și asta, oamenii care sunt dați la margine, uitați și atunci o să repliază pe motiv de naționalism, de patriotism, când eram noi celebri. Apropo, pentru toată lumea care încă regretă pe Ceaușescu, știi că când a început să-și construiască palatul, a dat ordin și toate blocurile construite alea de care lumea e mândră că se făceau blocuri, 30% mai puțin beton și 30% mai puțin fier beton, deci o să cadă la cutremur. Când te duci în palatul, că nu e, n-a fost niciodată Casa Poporului, asta e greșit numele, știi? Poporul n-a avut casa, e numai palata. Poporul a construit-o. Da, a construit-o, dar plătește bilet să intre în ea. Deci palatul, ți se spune în ghid când mergi, zice, aici e cel mai sigur loc la cutremur. Înțelegi cum vine, cum se leagă. Deci lumea să-și dea seama că sunt niște aparențe și sunt niște realități și există un cinism care traversează sistemele astea. De altfel, noi că ne facem dosare de pensie acum, Alia și-a dat cu a avut surpriză să-și dea seama că nici comuniștii nu i-au plătit la pensie. Am avut un soi de ăla. Știi, adică există niște baloanele astea fanteziste care bubuie la film. Uite, zidul din jurul Casei Poporului ar fi o suprafață foarte bună pentru tine. Dar noi ne-am luptat. Eu nu vreau să desenez pe eu, vreau să-l dărâm. Știu. Dar dacă nu putem să-l dărâm, măcar să-l mozolim. Nu, dragă. Ne-am luptat atâția ani până și ăla cu Waters a venit cu ciocanul, s-a pozat, dărâmam zidul Canci. N-am fost în stare să redăm bucata aia pentru spațiul public. Poporului, cum ar veni. Poporului, e neridicol. Că dacă e să... de onoare. Adică, și știi de, și atunci îți dai seama că cine conduce pe deal unde e sigur la cutremur. Și existau foarte multe soluții să fie a poporului și nu s-au vrut. Nu s-au vrut. Și e ceva jenant aici, pentru că eram așa de amărâți, pe bune. Și mai ales în țările astea amărâte din astea, trebuia cumva, eu nu zic egalitarism, dar trebuia să nu-i uiți pe unii.
Să nu-i uiți, să nu-i lași să cadă, știi? Să nu vezi tu de zgârie nori și piscine și clubbing și hipsterială și înghețate cu șampanie pe centru. Să-ți mai dai seama că clătită și clătită cu 80 de lei clătita. Mai întreba unul pe Facebook, poate mi-și zice, să-mi explică careva de ce cafeaua asta în Lisabona e atât și la mine în centru e atât. Da, domne, ia explicați mie care e, știi? Că am luat, tot timpul luăm de bună niște povești. M-am certat cu ăștia. Auzi, m-am certat cu o companie de telefon care plătea nu știu cât și după ceartă plătești jumate același lucru. Ce capitalism e ăsta, fraților? Adică, explicați-mi și mie pe ce lume trebuie. De ce am plătit eu ani de zile triplu? În fine, ca să revin acum. Eu de azi zic că e o lume foarte complicată, cu foarte multe puncte de vedere și nu poți să le ai pe toate. Bun, dar aici umorul e o soluție. Întotdeauna e o soluție când punctele de vedere sunt multe și complicate. Da. Și, sigur, așa. Desenele tale sunt inteligente, e o formă de critică și gândire, dar sunt chiar și funny. Unele sunt funny sunt și unele funny, sunt sigur. Făcute să fie numai funny. Numai funny, adică e o decompresare acolo. Yes, crezi, ne întoarcem un pic și la ce vreau mai devreme, crezi că e umorul în toate formele lui, de la caricatură la stand-up, trece printr-o perioadă dificilă sau problematică? Mie mi s-a părut că e foarte vulgară. E o perioadă foarte vulgară, știi, foarte clișeizată. Tu ești la comedii, filme, stand-up foarte mult vulgaritate, pe bune. Da, sunt și unii care gândesc în straturi. Da, am văzut, de exemplu, niște stand-up de afară, nu mai merg aminte, era o tipă și a fost acuzată că face PowerPoint presentation, dar era super inteligent, super mișto. Dar în fine, sigur că există toate. Adică sunt surprins și în bine și în rău. Mi-am dat seama că eu încerc să fac ce spui tu, sau definiția de un fel de umor intelectual, dar nu cu fițe, nu de elită, ci aș vrea un tip de profunzime, deci nu, eu nu am funcția desenului de ziar neapărat, știi? Deși chiar lucrez la ziar. Încerc să am cumva mai multe funcții în aceeași imagine, să spunem. Unele sunt foarte conceptuale, știi? Deci pot să reduc. Și apropo de ce zici de umor și lumea care râde, deci am un desenul ăsta în care e, nu, hârtie igienică, știi că e o discuție, să o pui pe față sau pe dos? Păi pe față, că așa păi, e. Păi nu știu, se păi poate așa și este ăsta, patentul invenției. Nu știam, dar la mine sunt două, una pe față, una pe dos și zice extrema dreaptă, extrema stângă. Și la asta toată lumea rezonează. Oriunde am fost, inclusiv în medii marxiste. Da? Deci există desene care pot face click cu umor pe un subiect complicat în toate zonele și unele care fac sens doar într-o anumită zonă, știi? Nici eu nu știu la... Auzi, dar nu ți se... A, că mi-au... S-ar... Da. Vreau să fiu un pic superficial. Da. Că ai zis hârtie igienică. Măi, una dintre cele mai amuzante și stranii de gândit situații din comunism era că nu găseai hârtie igienică. Și când o, și când o găseai, cumpărai 40 de suluri și lumea umbla cu ele colate și așa. Și erau de la care te zgâreau pe fund. Nu mai zic, nu... Intra, aveau scobitori. În... De aia suntem toți drept acum din comunism, așa că... Hârtie igienică avea bucăți de scobitori, da, prin ceva... ea. Și mi-amintesc că toată copilăria după ușa de la baie era un turn așa de... Chestia asta mi s-a părut tot timpul. Dar s-a repetat la pandemie, știi? S-au repezit să-și protejeze fundul. Era vorba de naste. Dar tot așa, era obsesie că nu e... Da. Și mă folosesc de prilejul ăsta să spun totuși că sunt recunoscător acelei crize comuniste a hârtiei perpetue, de hârtie igienică, pentru că, crescut la țară fiind, bunicul iarna tăia reviste în pătrățele știu, și le punea la WC-ul din fundul curții. Și toată copilăria eu am citit înainte ziare. Să folosesc pătrățelele alea, care erau din revista Cinema, da. Din Sportul Ilustrat. Frumos, și da. Mi-am făcut educația datorită crizei permanente de hârtie igienică. Foarte frumos. Dar să știi că am lucrat cu sulurile alea și n-am mai găsit de la comunism. Știi că le-a spline foarte... Bog, da, aveai o problemă să bagi... Da, am încercat să pun niște imagini, în fine, dar ai dreptate, de altfel, în fine. De asta zic că sunt niște elemente de astea. Eu am mai făcut un desen în care e spirala asta unei galaxii și e spirala de la hârtie igienică și asta e universurile. Multiversurile sunt așa. Adică poți să reduci lumea la o poveste asta foarte casnică și umană sau poți să... Ai respirația asta universală, în fine.
aș vrea să găsesc simbolul de genul ăsta și să încorporez, uite ce zici, povestea ta și cu, apropo de funcția ziarelor la care lucrăm și tipărim. Da. Perjo, mai avem niște minute, ți-aș pune niște întrebări așa mai de tip chestionar la care să răspunzi mai pe scurt. Sunt unele exerciții de imaginație, unele destul de grele. Aș începe chiar cu una grea, de pildă. Dintre toate problemele lumii de azi, care te preocupă cel mai mult? Except în războiul, să zicem că războiul e by default. Bă, inegalitatea. Inegalitatea în sens larg. Știi că vezi acum, dacă e povestea asta a apei și se termină în anumite zone ale planetei, oamenii vor fi obligați să migreze. Deci cumva trebuie găsită o redistribuire a resurselor. Dacă nu vrei că ăla să taie pădurea amazoniană, să ai tu oxigen, trebuie să-l sprijini să nu o tai. Trebuie să-i dea o alternativă. Deci cred că asta e o mare problemă. Pentru că bucăți din planeta nu mai e rotundă, e cu boalfe, așa, știi? Cu gâlme. Cu gâlme și cu niște văi, vai de capul lor, unde niște oameni încearcă cumva să trăiască. Dintre toate artele, în afară de cea pe care o faci, care te preocupă și te interesează mai mult? Literatura. Și chiar dacă mai ai timp să citești? Știi că asta e prima scuză. Vagamente. Și mă pasionează, să zicem. Dar nu sunt de star. Dacă tu mă întrebi să zic o carte, nu pot. Sau poezia, știi? De fapt, sunt de gelos pe poeți, cum ar veni, știi? Pentru felul în care metrizează cuvintele și înțelesurile. Și învăț de la el, dar nu citesc destul. Nu. N-am starea, nu timpul. Nu intru în starea să știam câte o carte de asta o iau cu mine și nu știi? Dacă am ajuns la cărți, hai să te întreb, care a fost cartea copilăriei tale? Vine tu, tată. Citiți și am plâns de câte ori citeam, plângeam și știi că acum nu-l mai retipărești, că ăștia, e un scandal acolo, că calm, mai. Și de fapt, fii atent, că aici sunt de partea stângii, știi? Că ăștia zic, dar stai un pic, că acolo era indianul, era mișto și ei erau răi, ca de ce da. Bună? De ce nu o retipări? Da, aia a fost a mea și aia am să spun și altceva. Erau și astea lui... Și aia, încă o caut, vreau să o recitesc cu aia, cu 2 ani de vacanță, jur de an. Uh-huh. Aia m-a pasionat teribil, știi, încercam să-mi fac eu o lume a mea. Da, teribil. Știi, câteodată, eu nu știu cum adormiți dumneavoastră, dar eu câteodată, ca să dorm, trebuie să-mi fac un scenariu de film. Și încep scenariul ăla și m-am dus. Și repet, și unul din scenarii e cum îmi dotez eu insula pe care mă sunt singur, cum mai găsesc un butoi cu rom. Cu... Bine, asta e o fantezie pe care orice copil o are. Da, nu știu, dar asta și intru în alea, în inventarul ăla și m-am dus, știi? Așa. Da. În ce muzeu din lume ți-ar plăcea să trăiești pentru o vreme? Asta e greu de spus, că am fost în foarte multe... Păi de asta te și întreb, că ai văzut multe. Unele îmi plac, unele... Să știi că mi-ar place, de exemplu, să trăiesc, adică ce înseamnă? Să trăiești 3 luni, să fii singur în muzeu lunile alea. Și el deschide... 2 ani de vacanță într-un muzeu. Într-un muzeu. Greu de spus, să știi. Să zicem, un muzeu în care nu am fost încă și care se cheamă Reina Sofia la Madrid. Care e un muzeu extrem de interesant, care lucrează și cu partea modernă și cu partea contemporană și cu lucruri foarte radicale și cu lucruri mai clasice, să zicem, și e... Da, acolo. Operele cărui artist vizual din istorie ai trimite într-o formă sau alta, într-o capsulă spațială să întâlnească alte civilizații? Da, și asta e foarte greu, că e foarte greu să alegi, să zice, să pinpoint ceva, pentru că sunt elemente care îmi plac la foarte mulți artiști. Și sunt câteodată, știi, că îmi plac lucruri care eu nu le fac. Eu pot să dau un exemplu, să zicem, uite, mi-ar place ca una din diagramele Liei Perzoschi, știi, că ea face un fel de rezumat unor cărți foarte sofisticate sub forma unei pagini în care sunt elemente centrale. Și astea, una din... Diagramele astea pe o carte de asta interesantă despre univers ar merge. Că cred că are un limbaj grafic care poate spune multe fără să înțelegi civilizația de unde vine cărți. Cred. Și o ultimă întrebare. Răspunsul meu. Da. Și o ultimă întrebare. Ce artist din istorie ai invitat la Sibiu să-ți vadă zidul?
Trebuie să fie mort sau? Alegerea ta. Există un artist interesant, să spunem, dar e viu, de fapt, e viu. Cu atât mai bine, e viu omul. Ghinionul lui. Dacă e așa. Dar nu cred că aș face acest, cred că aș invita nu să-mi vadă, ci să colaborăm, să zicem. Sau așa. Artistul se numește Hans Hacke. E un artist critic din Germania, care are o lucrare celebră care mie mi-a plăcut foarte mult, la pavilonul Germaniei, când s-au reunificat Germania, primul pavilon al Veneției, după ce două țări au devenit o țară, ăsta a luat un pic camere și a spart toată podeaua, tot grundul, baza, spartă total, știi? Deci urma să fie construită altă bază și asta era lucrarea, știi? Mi-a plăcut niște intervenții astea conceptuale sau critice foarte bune și mi-a fi plăcut să văd ce reacție. Dar înainte să terminăm, vreau să spun că eu sunt aici la Sibiu în o poziție numită Platforma de Arte Vizuale, deci încercăm mai multă lume să creăm un teritoriu în cadrul Festivalului de Teatru cu o artă profesionistă curatoriată. Și teritoriul ăsta leagă în acest moment niște piese care sunt în mall, unul muzeul satului, o publicație care e pe aici, pe acolo, peste tot, așa, biblioteca asta unde e via la nivelul de sus și un spațiu numit Artă Non-Stop care e pe tribunii. Deci sunt niște puncte de asta de reper legate într-o singură platformă, e al doilea an, sperăm să mergem mai departe. Percio, mulțumesc mult că ai venit la Fitz Talks. Am venit să-mi dai ceai, mersi frumos de ceai. Cu plăcere. Dragi ascultători, sau cum să zic, cei care ne vedeți, ne ascultați acum, mulțumesc că ați fost alături de noi. Mâine de la 1 ne vedem cu actorul Alex Călin. Mulțumim sponsorului Vodafone, care a făcut posibil toate astea. Urmăriți programul spectacolelor. Jumătate preț. Urmăriți spectacolele, mergeți pe stradă, sunt multe, alegeți ce vă place, sigur găsiți ceva pe gustul vostru. La revedere!